Salut, suntem și bine că ne-ați dat un nou clip. Astăzi facem Q&A. Toată lumea după ei. Astăzi facem Q&A. Astăzi facem Q&A. Trebuie să încerc să fiu puțin, mai puțin retardat decât se poate. Adică sunt prea retardat, gen, știi? Dar îmi place, nu știu dacă, vouă vă place, gen, acum e clipul ăla în care interacționăm, știi ce zic? Bine, cu câțiva, că n-am community tab. Ca să nu ne mai încurcăm, lăsați aici întrebări pentru Lăsați aici întrebări pentru viitorul Q&A, ca să că am pus de data asta pe Instagram, pe alea, swipe, nu știu, nu cu swipe, pe story, cu postare, cu chinuete, cu nu vede nimeni, cu lăsați aici întrebări pentru viitorul Q&A. Ha, știi ce zic? Înainte de toate, nu uita să apeși butonul de like dacă îți place, dacă nu-ți place, apasă butonul de dislike și nu uita să te abonezi. Yes! Prima întrebare vine de la Mirabel. De fapt sunt două întrebări. Cu ce editezi? Cu Premiere Pro și After Effects? Și pe viitor pe viitor o să scoți o piesă? Nu știu. Veți vedea, poate că da, poate că nu. Nu, serios, nu știu, vedem. Iulia Teo 19. Ai luat bacul? Dacă da, ce notă ai luat? Nu, n-am luat bacul. De fapt, ce? Nu, n-am dat bacul, deci n-am luat nicio notă pentru că n-am dat bacul, sunt clasa A11-a abia, yay, mai am un an, gen. Silviu Nuju, apar și un video sau sal? Nu știu, apar și un video sau sal? Filip Cristian, salut Filip, ce părere ai de comunitatea All for One? All for One de pe Facebook, cine nu cunoaște știe. Este o comunitate pe Facebook de adolescenți în care își împart gânduri, sfaturi și se înjură între ei. E mișto, să știi. Când, nu știu, acum un an cred că stăteam și eu, știi? Acum nu mai stau pe Facebook, dar bravo. Darius Ionuț 29, îmi dai mie ochelarii tăi? Nu ți dau, am dat oblei pe ei, îmi pare rău. Ia-ți și tu, sau fac eu giveaway cu o pereche de ochelari, ai mei am spart. Daniela Evuta, 69. Ce părere ai despre cearta lui Alex Alvarez și Cristinuș? Un moment de reculegere pentru Cristinuș. N-am nicio părere, nu merită nicio părere, adică nici nu trebuie să-ți bați capul cu așa ceva gen, știi? Dumitras Roxana 29. Te-ai vopsit vreodată? Bă, nu m-am vopsit, dar aveam în plan să mă vopsesc, cred că vara trecută sau vorbeam de vara trecută să mă vopsesc vara asta sau să-mi fac șuvițe sau nu știam ce voiam să fac, dar știu că voiam să-mi fac ceva și bă, cum bine vezi, nu mi-a mai făcut, am părul ăsta foarte mare pe care trebuie să-l tund pentru că nu-l mai suport și de-aia stau atât de mult cu mâna în el și toată lumea zice că mai rău ca o fată și de-astea. Bă, tu știi cât de greu e să țin părul ăsta în ochi așa și să stea ca dracu? Uite-te, mă uit la mine și stă ca dracu, înțelegi? Adică, de-aia stau cu mâna în el. Deci, nu, cred că am să mă vopsesc la un moment dat, nu știu, vedem. Ana Brt. Câți ani ai? 18 ani. Ai terminat liceul? Nu, sunt clasa 11. Ce planuri ai în continuare? În continuare, nu știu ce planuri am. Știu că acum fac asta ca hobby. Nu știu, le fac pe toate deodată. Filmez, editez. Fac chestii de-astea, știi ce zic? Te vei lăsa vreodată de YouTube? Nu știu, nu cred, habar n-am. Vedem cum merge, eu nu vreau. Îți dai seama, știi? Uite iar stă părul ăsta. Uite-te cum, uite, vezi chestia asta? Cum stă așa aici? Îmi vine să mă duc acum să o tund, uite, vezi? Și că-s prost, bine, voi fi prost, da. Ioan Vlad 09, e o provocare. Nu te lăsa niciodată de YouTube. Ține-te de treabă că o să ajungi mare pe platforma asta. Ha, 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 ha. Mersi, boss, mersi, frate, te pup. Așa abonați, așa șmecheri. Uite, vezi cum stă asta? Zici că am o chestie ridicată așa, microfonul, gen.
Uite, iar stă părul ăsta prost, ce să nu, ce să nu-l tai? Andreea 14. Cum te-ai cunoscut cu Poli și cum ați devenit un cuplu? Cum am cunoscut cu Poli? Ah, păi din cauza lui Alvarez m-am cunoscut cu Poli și din cauza lui Alvarez suntem noi doi împreună, ceva, știi? Adică Alvarez Cupid. Deci da, ne-am cunoscut la unde? La clipul lui Alvarez la Saint-Tropez ăla, gen, cred că știți Saint-Tropez. Și da, acolo ne-am cunoscut. Georgiana _ Cătălina, cum a fost prima ta zi în liceu? Nu știu, nu mai știu, nu știu. A fost o zi normală, cred. Bine, nu a fost chiar o zi normală, pentru că fiind toată schimbarea aia de la generală, la liceu, la colegi noi, profesori noi, lume nouă, zonă nouă, eu venind în Pantelimon până în Cucuieții Dândeal, departe, făceam o oră și acum fac mai mult pentru că m-am mutat, fac o oră jumate, dar am derivat de la subiect. O zi aproape normală, doar că dubioasă, că, na, lume nouă, exact ce am zis. Andra Dumitru 169. Cum îl cheamă pe câinele lui Pistruiatu? Nu știu, Piki probabil. Eu la toți câinii când văd un câine, un ceva, o pisică, o șobolan, nu știu, Piki. Piki îl cheamă, Piki o cheamă, Piki îi cheamă. Cristina Sprouse. Cum te-ai cunoscut cu Poli și Alvarez? Păi cu Poli m-am cunoscut din cauza lui Alvarez și cu Alvarez m-am cunoscut pentru că a trebuit să-i fac niște tricouri. Mai știți tricourile alea de Alvarez Squad și cu ceva de le cum... Alea le-am făcut eu și așa m-am cunoscut cu el. Crăciun Sidonia Andreea O iubesc pe Poli? Da, o iubesc pe Poli. Cringe am fost. Robert pe zonă.exe. De ce toate întrebările sunt despre Poli? Bă, nu știu, de ce toate întrebările sunt despre Poli? Întreabă-i pe ei, nu știu. Adina HDR, te-a cunoscut vreodată un fan pe stradă? Da, de multe ori. Ralica Raluca, cred că e ceva, sau Ralica, Relicva, Ralica ZM. Care este artistul tău preferat? Artistul meu preferat este... Nu știu, G-Eazy și Kendrick Lamar. Nu știu, unul din ei, alege. Filip Năstase, ce alege dintre YouTube și Poli? Wow, ce-i cu întrebarea asta, mă? Dar atâta timp cât ea mă susține, n-aș avea de ce să aleg dintre ele două, gen, adică, da, pe ea aș alege, gen. Atalia 04. De cât timp ești gen, De cât timp ești împreună cu Poli? De 6 luni, cred, să fac 6 luni în curând. Adică jumătate de an, gen, știi? Pascariu Carmina. Pascariu Carmina, ce planuri de viitor ai? Ai terminat liceul? Nu, n-am terminat liceul. Planuri de viitor? Să fac tot asta, nu neapărat chestia cu vlogul. Bine, oricum, chestii pe net și chestii de clipuri, de creat, chestii în general, știi? De creat, de făcut, de transmis. Bine, acum nu-ți transmit nimic decât fac pe retardatul, știi? Ca să-ți placă să te uiți la clipul meu. Dar o să fac și chestii mișto, o să vezi. Cătuț, în ce liceu ești sau ai fost? Sunt în liceul din Cucuieții Dândeal, în Stefano Dobleja. Nu știu dacă ai auzit, probabil n-ai auzit de el. Și sau ai fost? Am fost tot în ăsta. Că puteam să zic că am mai fost într-unul dacă mă mutam, dar nu m-am mutat, deci tot în ăsta sunt. Instacris 22. Ți-ai dori ca toată viața să mănânci un singur tip de mâncare? Dacă da, atunci ce? O să vezi ca pe o parte bună chestia asta, să mănânci doar un tip de mâncare, să nu fii nevoit să mănânci și alte lucruri, poate nu-ți plac, poate, sau, știi, să eviți orice. Deci, poate da, aș mânca pizza pentru tot restul vieții, că pizza are de toate și are și pâine, are și tale, are și mănânci, faci burta mare, e bun. Gherghe 16. Câți ani ai? 18. Cred că am mai fost asta o dată, nu? Daria Sandu. De cât timp ești prieten cu Alex? Că de un an și ceva. De un an și ceva suntem. Da. Cam astea au fost întrebările. Mă uitam, am făcut 10.000 de abonați, da? Gen, asta am vrut să fac pentru 10.000 de abonați, pentru că acum a avut cine să-mi pună și mie întrebări, că dacă făceam Q&A până acum, nu avea cine să-mi pună întrebări. Și mă uitam prin comentarii și vedeam acolo, suntem 10.000 de elfi. Mă, ce tare mi s-a părut cu elfi asta. Bine, nu, mie nu place să zic, să pun nume sau de-astea, gen, știi, dar faceți cum vreți voi. Da, cam atât. Eu am fost elf. Nu uitați să apeși butonul de like dacă ți-a plăcut, dacă nu a apăsat butonul un dislike, nu uita să te abonezi. Eu am fost Elf, ne vedem pe data viitoare. Pa!